Domn președinte, observăm că fenomenul unionismului, așa, dacă l-am numit ca fenomen, de la o cauză care tendea să lege sau consolideze o comunitate, relativ se transformă într-un imperativ politic. Așa să fie, domnul Mocan. Eu nu știu, eu îmi vine greu să definesc fenomenul unionismului, pentru că și eu sunt unionist și eu trebuie să o spun din interior această chestiune, însă eu fenomenul unionist îl trăiesc... Nu, dar facem o delimitare dintre unionist și unionism ca fenomen, pentru că cu inima unionistă este o latură dacă vă referiți, depinde la ce ne referim atunci când spunem de unionism ca fenomen. Dacă ne referim la toată ceremonia asta, la tot ritualul ăsta care se repete ca într-un vis de coșmar de nu știu câți ani de zile, în care există niște oameni foarte sinceri și care trăiesc un ideal foarte frumos, dar care, din păcate, s-au pomenit în zona unei religii și nu doar a unei religii, ci a unei religii aproape sectare, când mă refer ca unei religii aproape fundamentaliste, la care unii nici majoritatea nici măcar nu se mai pot converti. Mă refer acum la un soi de unionism ritualic care constă doar în umblatul pe la toate monumentele și pe la toate sărbătorile posibile și imposibile, pentru că în istoria neamului românesc au fost foarte multe evenimente și dacă le împărțim la 366 de zile cât le are anul, am putea să sărbătorim în fiecare zi. Dacă ne referim cumva la fenomenul unionismului, din păcate se duce în această zonă. Dacă mai adăugăm la faptul că foarte mulți dintre liderii unioniști au sugerat unei părți a populației extrem de într-o situație economică foarte precară și într-o situație sufletească precară, pentru că acești oameni trăiesc și frustrarea anilor 90, când lor li s-a părut că, iată, unirea e foarte aproape și că va fi o țară întregită. Dacă ne referim la acest fenomen, atunci ăsta este extrem de dramatic, pentru că liderii unioniști le-au sugerat acestor oameni, pe parcursul mai multor oameni, că în anul centenarului se poate întâmpla o minune. Eu cunosc oameni de vârsta mea și mai în vârstă care au trăit anul ăsta cu iluzia faptului că în anul ăsta se poate întâmpla unirea. Și s-a stâns acea flacără a unirii? Nu s-a stâns, deloc nu s-a stâns. Chiar eu cred că o reaprind într-o măsură oarecare, printr-un discurs politic, după mine unul, așa, eu sunt subiectiv, desigur, și sunt subiectiv mai ales atunci când este vorba de acțiunile mele și eu le caracterizez ca fiind foarte bune, alții poate să nu le pară la fel.